Jumi, dar tu unde ești tu acum? Unde antrenezi tu acum? Eu? O să vedeți în scurt timp. Unde, mă? La, nu ai echipă? N-am echipă deocamdată, nu. Nu mă ia nimeni, nu sunt. N-am valoare. Băi, Jumi, eu ți-am spus eu ție. Nu că nu ai valoare, că tu ai ochi și ești talentat ca antrenor. Ne lasă Caterinca, că nu le convine străinii. Aici la noi poți să faci Caterinca. Bă, la străini nu le convine Caterinca. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis, din Arabia. Aș spune, face Caterinca la Arab, nu merge Caterinca. Deci dau cuvântul meu de onoare, mi-a spus cineva, uite, nu spuneam, dar acum că veni vorba. Înțelegi? Nu merge dumne Caterinca la Arab. Terminăm cu Caterinca. Am mai îmbătrânit și să... mi s-a schimbat. Domn Becali, semnează în 2-3 zile. Da, mă, semnează, dar se termine cu Caterinca. Bă, tu nu poți să străiești fără Caterinca? Hai să vorbim de echipa națională, are rost să vorbim de Șumudic acum. Dar nu, dar pe bune, terminăm cu Caterinca, antrenează și gata, vezi de treaba ta, mă. A trăit și a jucat la Rapid aia, dacă juca la Dinamo sau la Steaua, nu mai era cu Caterinca. Parcă mănânci Caterinca tu, băi. Tu mănânci. Las că i-ai investit, ai băgat până apartamente, ai făcut. Bine, mulțumim mult, domnul Becali, vă mulțumim pentru intervenție. Sănătoși. Seară frumoasă, la revedere. Mă urmărește ce fac cu banii. Da. Aoleu, bună de tot asta. Da, mă urmărește, da. Da. Băi, am auzit mai devreme dialogul dintre Becali și Șumudică. Șumi a evitat să răspundă, dar fără să fiu priceput la fotbal, mie mi se pare logic vorbind, imposibil ca un antrenor să repare jucători, așa cum sunt Drăguș, Alibec, Budescu, Niță, doar cu Caterinca. Dacă ar face asta, ar fi Jerry Seinfeld, ar fi cel mai tare comediant din istorie. Da. Remus, nu s-a referit că Șumudică nu e antrenor. S-a referit la gesturile pe care le face Șumudică în timpul meciului sau după meci. Nu l-a făcut niciodată antrenor slab. Da, mie așa mi-a sunat. Șumi, lasă Caterinca. Bine, dar știi care e culmea, nu? Știi care e culmea? Șumi lasă Caterinca când Gigi e cel mai tare cu Caterinca. Da, Gigi e antrenor. Păi antrenor, da, tot antrenor. Da, Remus, mersi frumos pentru ceea ce ai remarcat și acum vreau să întreb și eu ceva până la urmă și să mă duc liniștit acasă după emisiune. Deci până la urmă, Drăguș, care e poziția lui, părerea ta? Extremă stângă. Mulțumesc frumos, m-ai întrecut la Caterinca. M-a rugat Edi să pledez. Da, mersi. Edi a făcut două variante. Varianta cu Drăguș extremă stângă în preliminare și varianta cu Drăguș atacant central la Euro, acolo unde contează. Da. Nu vorbeam de Edi, eu nu vorbeam de Edi, vorbeam de mulți alții care comentau pe acest subiect. Nu, Edi a făcut până la urmă un joc extraordinar. Din punct de vedere tactic, pentru mine astăzi, am și spus mai devreme, este o lecție de predat la licența pro. De modul cum a pregătit meciul de la A la Z, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere tactic, din toate punctele de vedere. Se vor mai găsi în continuare și un mistai liniștit băieți care să-l vadă acolo. Și până la urmă nu e ceva grav. E opinie. E opinia despre poziția unui jucător. Ultimul rezultat e cel mai important. Acest rezultat e 3-0.